Implicarea este cheia implementării, a schimbării și a creșterii devotamentului. Doar implicându-te poți realiza vise, dar pentru aceasta ai nevoie de dorință, de ambiție și să pui suflet în ceea ce faci. Asta o putem vedea la tinerii din satul Licoreni, care mereu sunt în mișcare și care mereu optează și sunt pentru schimbări frumoase în comunitate. Un grup de 15 tineri din satul Licoreni, raionul Drochia, au decis să se implice activ în proiectul Împuternicirea tinerilor din mediul rural, care propune amenajarea unui parc de agrement și crearea unei parcări pentru biciclete. Proiectul are drept scop implicarea în viața socială a generației tinere. Implicați, tinerii se simt mai încrezuți în propriile forțe. Da, m-am implicat împreună cu tinerii din incinta școlii, am făcut proiect împreună cu ajutorul directoarei. Am contribuit la sădirea împreună cu echipa de elevi. Este un proiect bun pentru localitate, este interesant, are beneficii. Treaba este pusă bine pe roate și în timp ce unii sunt preocupați de crearea planului de lucru, alții îl implementează pas cu pas fără a pierde timpul în zadar. Eu în proiectul dat m-am implicat prin crearea planului de dezvoltare împreună cu Țelea Dumitrița. Noi am organizat flashmob-ul care a fost în centrul satului împreună cu elevii gimnaziului care au participat cu bicicletele, în urma căruia am format parcarea de biciclete de pe teritoriul gimnaziului și este foarte important pentru localitatea dată. Adolescenții doresc asemenea lor să ia pildă de la ei și de asemenea să facă parte din echipa lor sau exemplul lor să fie preluat și de către tinerii din alte localități rurale din țară. Mesajul meu ar fi pentru tinerii din localitate să vină cât mai mult cu bicicleta pentru că este un sport foarte benefic pentru sănătatea omului. Vreau să vin cu un apel că toți tinerii ca să păstreze aceste spații cât mai curate și să se implice prin curățenie acestor spații. Chiar dacă sunt mândri de realizările lor, tinerii nici de cum nu au intenția să se oprească aici. Ei își propun și mai multe schimbări pozitive în satul natal și speră să lase lucruri frumoase în urma lor. Voi continua să mă implic în aceste proiecte pentru că este foarte bine. Vreau să văd localitatea noastră schimbată într-un fel. Să avem niște lucruri foarte mai bune, să vorbească toți despre acest sat. Cu un scop bine definit, maturii sunt gata să motiveze tinerii ca să devină cetățeni activi. Satenii au doar cuvinte de laudă pentru tinerii din comunitate. Scopul proiectului pentru început a fost implicarea tinerilor în diverse acțiuni la nivel de comunitate pentru a dezvolta acest spirit civic de implicare și de soluționare a problemelor. Aș vrea să vă spun că avem un grup de inițiative de tineri nicorenenii care se implică foarte activ în diverse proiecte. Am făcut un parc de agrement unde am avut un suport din partea Institutului de 8.000 de lei. Copiii să poată avea un mediu de agrement, de odihnă foarte frumos amenajat. Am rezolvat chiar o problemă, fiindcă copiii veneau pe jos, satul este mare, în jur, rază de 3 km și dacă foarte mulți vin cu acest tip de transport ecologic. Un rol deosebit în dezvoltarea spiritului de ambiție și realizare al tinerilor îl au pedagogii. Dacă financiar nu-și permit să-i ajute, atunci cu sufletul deschis se bucură pentru curajul și dorința tinerii generației, afirmă primarul satului Licoreni. Toate aceste proiecte care au fost implementate în gimnaziu au fost inițiativa cu suportul pedagogilor, în primul rând, care i-a redicționat pe elevi și pe copii într-un domeniu corect. Și e sigur că sunt binevenite. Noi, administrația publică locală, nu mai salutăm. Ne implicăm unde este posibil ca să ținem acești copii. Ne bucurăm, ne străduim și noi ca să menținem în continuare, să aibă o continuitate cât mai mare, mai multă. Noi, în continuitate, o să le susținem cât mai des aceste proiecte și prin asta o să trezăm și celelalte generații. Proiectul Împuternicirea tinerilor din mediul rural este implementat grație sprijinului financiar a Institutului pentru Inițiative Rurale. În cadrul proiectului sunt implicați circa 30 de tineri din satul Licoreni.